Provocarea mea după 24 de ani de Europa FM este să mixez 7 piese. Doar 7 din sute sau mii de melodii foarte bune difuzate în toți acești ani. Prima piesă la care mă gândesc este Imagine, piesa lui John Lennon care a deschis programul nostru, pentru că în perioada aia toate stațiile radio din trustul francez Lagardère începeau emisia cu acest super hit din 1971. Întâmplarea face ca versurile scrise de Lennon să îndemne la un ideal utopic de lume fără conflicte, religii, naționalități sau posesiuni materiale, un apel la unitate și înțelegere globală. Dintre trupele autohtone, Holograph cred că a adunat cele mai multe difuzări la Europa FM. Orice piesă din repertoriul băieților ar merita un remix, dar cât de departe marchează foarte, foarte frumos prima ediție Europa FM live pe plajă. Dor, speranță, iubire, cât de departe a avut un impact emoțional super puternic asupra ascultătorilor noștri, datorită mesajului său și interpretării pasion. Ciuleandra Mariei Tănase mi se pare una dintre cele mai nedreptățite piese din lume, pentru că dacă ar fi fost lansată în era internetului, sigur ar fi avut parte de succes la nivel mondial. Maria Tănase este una dintre cele mai mari interprete de muzică tradițională românească, iar Ciuleandra e o demonstrație a talentului său absolut remarcabil. Vocea ei puternică, plină de emoție și autenticitate, reușește să transmită profunzimea și frumusețea folclorului românesc. S-o remixăm, zic. Catchy și ușor de reținut, numai ei a făcut din Dragostea din Tei poate cea mai cunoscută piesă de pe planetă. Ritmul și beat-ul ridică la dans toate generațiile și îi fac pe vorbitorii de orice limbă din lume să cânte în limba română. Adevăratul artist care a deschis ușa cântăreților din România către scena internațională este Ina. Piesa Hot a umplut până la refuz magazinul Virgin Megastore din centrul Parisului, lucru fără precedent până atunci pentru un artist român. Cea mai rock piesă românească lansată de Europa FM aparține de timișorenilor de la Cargo. Dacă ploaia s-ar opri, a stat în heavy rotation aproape un an de zile, iar dacă cineva ar fi remixat piesa la vremea respectivă, sigur ar fi intrat în playlist și la stațiile cu format dance. Nici acum nu e prea târziu să-i facem un remix. Și la radio, știți bine, difuzăm întotdeauna melodiile drăgite de ascultători, dar din când în când mai scăpăm și câte ceva ce ne place nouă. Poate una dintre cele mai remixate piese este The Power de la Snap. Și sunt sigur că n-ar mai fi nevoie de încă unul, dar visul meu de DJ, evident, este să-i fac propria versiune și să-i dau play în discotecă.